Așteaptă până când vor avea din nou culegeri. Guvernul abia a adoptat astăzi hotărârea prin care dă dreptul Consiliului Național de Evaluare și Examinare să se ocupe de auxiliare. Procedurile sunt stufoase și criticate de edituri, care avertizează că auxiliarele vor apărea în școli cel mai devreme în luna noiembrie. Pentru ca toate aceste culegeri să ajungă din nou pe băncile elevilor, fiecare editură trebuie să se înscrie la Ministerul Educației, să primească aviz de acolo și mai apoi de la Inspectoratul Școlar și, în ultimul rând, și de la Asociația de Părinți din fiecare școală, care trebuie să-și asume la rândul ei să comercializeze culegerile. Până acum, școlile puteau comanda orice fel de culegere, însă Ministerul tocmai asta susține că vrea să evite, ca părinții să nu mai cumpere materiale aduse în școli prin intervenții și negocieri. Deocamdată un lucru este cert. Noua procedură va duce la întârzieri, iar profesorii se plâng deja că nu au pe ce să lucreze cu elevii. În manual nu avem suficiente exerciții pe care să le lucrăm cu copilașii. Nu duc și la fixarea și aprofundarea cunoștințelor prin exercițiu. De obicei facem fișe și la română facem compuneri. E mai bine cu culegeri și manuale decât cu compendiu. Ministrul Pop nu a semnat încă ordinul prin care dă undă verde la depunerea dosarelor din partea editurilor. 10 zile până la începutul lunii octombrie pentru a fi evaluate. Probabil că evaluarea durează și alt 2 săptămâni la modul ideal. Sunt lucrări noi care urmează să fie tipărite și asta efectiv vor fi gata probabil mai târziu, în cursul lui noiembrie, de exemplu. A dus la crearea unei piețe de auxiliar foarte mare și de cele mai multe ori și de calitate îndoielnică. Discutam cu profesori care acum sunt forțați să-și facă propriile exerciții. Chiar și unele dintre marile culegeri pentru olimpici au fost interzise prin hotărârea lui Liviu Pop. În cei 120 de ani a format zeci de generații de intelectuali români de mare valoare. În momentul în care o revistă de această factură ar trebui reanalizată și avizată, ar însemna o palmă pentru învățământul românesc. Pe lângă culegeri, ministrul atât de mediatizat are un plan și pentru manuale. Vrea ca toate să fie tipărite doar de stat prin editura didactică și pedagogică, ceea ce a atras deja reacții. Pe internet a fost lansată o petiție care are deja peste 2000 de semnături.